Potrivit autorităților, autospecialele moderne vor permite scurtarea timpului de intervenție în cazuri excepționale, atunci când fiecare secundă se poate măsura nu doar prin pierderi materiale, ci și prin vieți omenești. Valoarea totală a unităților de transport se ridică la 6 milioane de euro. Oferă o bună oportunitate serviciului protecție civilă și situații excepționale să gestioneze situațiile de risc cu îndemânare desăvârșită. Consolidarea capacităților de intervenție reprezintă un obiectiv important al Ministerului Afacerilor Interne, întrucât siguranța cetățenilor este o prioritate pentru noi. Astăzi suntem responsabili să oferim securitate oamenilor. Din cele 23 de autospeciale, 5 unități vor fi repartizate în fiecare sector al capitalei. Una va merge la Bălți, iar restul vor fi repartizate în raioane. Vor suplini baza tehnico-materială a întregului serviciu situații excepționale. Aceste 23 de autospeciale sunt dotate nu doar cu echipament pentru stingere de incendiu, dar și cu echipament de descarcerare și alt echipament care este necesar pentru echipa de intervenție când vine la fața locului pentru lichidarea unei situații excepționale, fie incendiu, accident rutier sau o altă situație de alt gen. Ele vor fi repartizate în toate sectoarele municipiului Chișinău, vor merge în municipiul Bălți, dar și în alte raioane unde sunt prezente acele secții și direcții de situații excepționale. Cei mai mulțumiți de aceste autospeciale sunt pompierii și salvatorii, aceștia nemaifiind nevoiți să le utilizeze pe cele vechi. La sigur, această autospecială ne va ajuta foarte mult la intervențiile noastre, deoarece are foarte mult echipament specializat însă și pentru descărcerare și stingerea incendiilor la foc. Tehnica nouă e dotată, nu e ca cazilul 130. E modernă, e mai utilă la viteză, e mai înaltă pentru drumurile noastre, foarte bune. Autospecialele au fost asamblate de către o companie din Austria, fiind ajustate cerințelor din Republica Moldova. Creditul în valoare de 6 milioane de euro a fost acordat de către Austria pe o perioadă de 20 de ani, cu o dobândă de 0% și cu o perioadă de grație de 5 ani.